Totul s-a petrecut săptămâna trecută, atunci când doi senatori PMP au decis să treacă la PSD. Este oficial, partidul condus de fostul președinte al României, Traian Băsescu, a rămas fără grup parlamentar la Senat. Anunțul privind desființarea oficială a grupului PMP din Senat a fost făcut astăzi, în ședința Camerei. Este vorba despre Ion Ganea și Talpoș Ioan Iustin, care i-au dat fostului lor șef de partid o lovitură decisivă. Conform România TV, consecințele pe care le vor avea de înfruntat senatorii PMP sunt pierderea mașinilor de serviciu, dar și a dreptului de a avea consilieri plătiți cu bani din partea Parlamentului. Vestea vine într-o zi extrem de fericită pentru fostul șef de stat, care astăzi a devenit bunic pentru a patra oară, după ce fiica sa Elena a născut. Update: grupul parlamentar PMP din Senat nu mai funcționează după ce luni senatorul Iustin Talpoș și-a anunțat, în plen, demisia din acest grup și trecerea la Partidul Social Democrat, anunță Ager Press. Vreau să vă anunț că demisionez din grupul parlamentar PMP și începând de azi voi activa în grupul parlamentar al PSD, a declarat Talpoș. În context, liderul grupului parlamentar social-democrat din Senat, Șerban Nicolae, a precizat că grupul parlamentar PSD reprezintă jumătate plus 1 din totalul senatorilor, în urma anunțului făcut de Talpoș, coroborat cu cel făcut săptămâna trecută de Ion Ganea, care, de asemenea, a demisionat din PMP pentru a trece la social-democrați. În urma anunțului făcut de domnul senator Talpoș, coroborat cu cel făcut de domnul senator Ganea săptămâna trecută, grupul parlamentar al PSD din Senatul României numără 68 de senatori plus cel care vă vorbește. Ceea ce înseamnă că la acest moment grupul nostru reprezintă jumătate plus 1 din total senatori, așa cum se prezintă astăzi, a menționat Nicolae. El a adăugat că, în aceste condiții, grupul parlamentar al PMP nu mai funcționează, întrucât nu mai întrunește numărul minim de membri, respectiv 7. Aș vrea să pun în discuție și să luăm notă de faptul că la acest moment funcționează, potrivit regulamentului, doar 5 grupuri parlamentare, întrucât grupul parlamentar fost al PMP nu mai întrunește numărul minim de membri, respectiv cel de 7. Vă rog să luăm act de acest lucru, a subliniat senatorul PSD. Senatorul Ion Ganea și-a anunțat în plen, săptămâna trecută, demisia din PMP și a precizat că își va continua activitatea în grupul PSD. Potrivit regulamentului Senatului, un grup parlamentar poate fi constituit și poate funcționa numai dacă cuprinde cel puțin 7 senatori, care au fost aleși pe listele aceluiași partid, ale aceleiași organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau alianțe electorale.